Polițistul Radu Bara a fost trimis în judecat în ianuarie 2014. Potrivit rechizitorului, în luna martie 2013, acesta a lovit un bărbat aflat în stare de brietate cu bâta peste mână și a fracturat oasele degetelor. Ca urmare a agresiunii, victima a primit un certificat medico legal, potrivit căruia a avut nevoie de 45-55 de zile de îngrijiri medicale. Conflictul a escaladat după ce bărbatul de etnie romă a fost dus la sediul poliției ca urmare a unui scandal pe care, băut fiind, l-a provocat în curtea școlii unde învăța fiul său. La incident au asistat mai mulți localnici care au confirmat agresiunea, deși polițistul a încercat să se apere, spunând că victima s-a lovit prin cădere. Pentru risipirea oricărei suspiciuni, procurorii au comandat două expertize medico-legale, una la Alba și una la Cluj. Ultima dintre ele a arătat că agresiunea s-a produs prin lovire și nu prin cădere. Decizia de condamnare la un an și 8 luni de închisoare cu suspendarea instanței de judecată a fost pronunțată în 9 septembrie 2014 și poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia. Dacă va rămâne definitiv orice sentință de condamnare, polițistul își va pierde locul de muncă. În prezent, agentul șef Radu Bara este suspendat din funcție și îndeplinește atribuții din dispoziția conducerii IPJ Alba.